Accident teribil în Dâmbovița. Un bărbat de 73 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un tir. Din ceea ce povestesc martorii, bărbatul, care ar fi fost atent la tabletă și nu la drum, mergea haotic, iar la un moment dat a intrat pe contrasens. Accidentul a avut loc pe DN72 între localitățile Dâmbovițene Viișoara și Șuța Seacă. La un moment dat, din spusele martorilor, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un tir. Șoferul autotrenului a încercat să evite impactul și a ieșit de pe carosabil direct într-un șanț. Mașina mergea în zigzag, nu mergea corect pe bandă. Am fost în spatele domnului, cu 3 km în spate, mă scuzați, sunt încă în stare de șoc. Cu 3 km în spate l-am văzut că nu își mai ține banda de mers. L-am claxonat, l-am atenționat și luminos, nicio reacție. Iar până în curba aceasta unde suntem acum, a pătruns direct pe contrasens, lovind camionul de pe partea opusă. Bărbatul de 72 de ani a fost scos dintre fiarele contorsionate conștient, însă din nefericire a murit ulterior din cauza rănilor grave. Accidentul s-a produs în urma coleziunii unui autotren cu un autoturism. În urma accidentului a rezultat o victimă încarcerată, care cu mijloacele și utilaje din dotare am descarcerat-o și am predat-o ambulanței SAJ. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut evenimentul.